Cum putem obține o agricultură modernă în Republica Moldova? Cine doresc să organizeze o agricultură modernă, reușesc să facă acest lucru cu forțele, în primul rând, ale producătorilor, apelând la credite și, în ultimul rând, apelând și la ajutorul statului prin subvenționare. Dacă să aduc un exemplu, deci practic între multe ramuri avem, în afară de subvenționare, avem programe, deci susținute diferite organizații internaționale, mă refer de cele instituții financiare, cum avem în sectorul vitivinicol, avem programul de restructurare a sectorului, unde se prevăd să fie alocate 75 de milioane de euro pentru modernizare și retehnologizarea sectorului. Și aș zice că acestea sunt niște oportunități care ne permite să modernizăm toate ramurile, inclusiv și ceea ce am vorbit, ca să asigurăm o producție calitativă.